gata. Cine vrea să înceapă? În primul rând este o zi foarte importantă pentru România. Este o zi foarte importantă pentru județul Argeș. Am votat cu mintea și cu inima pentru un viitor mai bun al nostru, al copiilor noștri. Am votat un român pentru pentru cel care unește și nu dezbină, pentru că niciodată un președinte să nu mai taie pensii, salarii și să nu mai provoace crize de niciun fel, nici politice, nici economice. Am votat sperând că va fi o Românie puternică și bună așa cum ne dorim cu toți. Incidente până la ora asta? Nu au fost incidente, câteva raportări minore, o secție de vot căzuse tensiunea electrică s-a rezolvat în Merișani, în comuna Albota, în satul Mareș, la o secție, președintele plecase cu ștampila, dar s-a resigilat secția respectivă în prezența tuturor membrilor. Alte incidente nu au fost raportate până la această oră și ne dorim să nici nu fie alte evenimente neplăcute. În urma controlelor de la sfârșitul săptămânii, la secțiile de votare, ați descoperit ceva nereguli? Nu. Într-o secție din comuna Rucă, de satul Sătic, nu erau asigurate liniile telefonice și a fost remediat acest lucru. De asemenea, au fost câteva mici inconveniente în ceea ce privește modul de folosire a telefonelor STS, dar toate au fost remediate până în cursul zilei de vineri, seara. Doamna deputat? Doamna deputat? Pentru ce ați votat? Fiecare dintre noi în momentul acesta ne dorim o Românie a viitorului și nu a trecutului, o Românie în care cu Victor Ponta să avem o construcție pentru următorii 30 de ani, o construcție care să fie resimțită în viața zilnică a fiecărui român. Fiecare român să aibă o viață mai bună, o viață mai liniștită și o viață în care să se simtă că cel puțin cei care conduc această țară o fac gândindu-se la cetățenii acestei țări, la români și nu în general.